conducea guvernul României în alte epoci, de la București la Brașov. Stăteau pe genunchi în mașină, bă, vorba vine în genunchi, trăiau cu picioarele întinse în jeepurile lor, pe marele DN1 și până ajungeau la Brașov, în drumul ăla interminabil de vineri seara, da, în toată prostimea se duce spre Valea Prahovei, ei făceau guvernul României, tot Victor Ponta era, dar într-o altă perioadă, da, și scriau miniștri, să termina pixul la un moment dat, mai căutau, domnule, mai un stilou, sună-l pe ăla, îl suna pe ăla să vină cu mașina mai repede, cu 200 la oră și când ajungea în dreptul lor, îi arunca un pix. Îl lua premierul, până la Brașov terminau. Ce e asta, mă? Deci exact așa arată guvernul României, făcut pe genunchi de acești impostori. Bun, puțin să vorbim și despre prietenul nostru, Callahan Hunor. Acum, chiar dacă vor învăța, să zicem prin absurd, vreodată limba română, șefii UDMR-ului niciodată nu vor scăpa de clișeele ei. A? Niciodată. Poate că limba română o să o învețe la omul. Nu-i cazul. Că atât sunt la 25-30%. De clișeele limbii române, când o să scăpați, bă, fraților? Încă ceva, dragi politicieni, ratații națiunii. Cine vă obligă, mă, să nu citiți o carte în viață? Să nu citiți un ziar? Sau să citiți, dar să nu înțelegeți. Bă, nu sunteți în stare niciodată să faceți o frază? Ce stâmpenile astea, numai în clișee, dar de ce sunteți obligați să vorbiți numai în termenii ăștia de lemn ai vechiului regim? Că parcă un pic vă deconspiră treaba asta. Nu cumva vă trageți seva tot de pe acolo? Ați fost niște chelneri în vechiul regim? Că la limbajul ăsta, ce are, mă, limbajul ăsta cu 2014? Că eu nu înțeleg. V-ați tot ales putregailor de zeci de ori până acum, la șefia țării, așa în ruleta timpului ați câștigat de fiecare dată? Bă, da, schimbați ceva, dracului. Tot limbajul ăsta, ați văzut și ăla cum vorbea. Daniel Constantin, ce sunt astea? Spune-ne, mă, bă, direct, ce ai de spus? E da sau nu? E albă sau neagră? Uitați-vă la Dan Voiculescu. Bă, nu e în stare odată să tranșeze o problemă. Să-ți spună foarte clar cu cine e, cu cine nu e, pe cine vrea să o omoare, de cine vrea să scape. În afară de Băsescu, e nu o miză, da? În situația asta era de făcut treabă, nu de omorât Traian Băsescu. Bun. Fiți atenți la Callahan Hunor. UDMR-ul acuzat, bineînțeles, de toate în ultima vreme, s-au și speriat UDMR-iștii că au apărut prea multe zvonuri care negocia cu PSD-ul. Nu vrem să fim noi introduși în această ceartă de familie în discuția între PNL și PSD. Nimeni nu ne-a rugat pe noi să ne băgăm în așa ceva. Nici PSD, nici PNL. Până când există coaliție, majoritate parlamentară, nu discutăm. Aș dori să meargă înainte USL, au câștigat împreună alegerile, trebuie să meargă mai departe. E veche asta, e fumată. Fiecare găsește un pretext ca nu știu dacă este de vină Iohannis. Nu știu. Problemele cetățenilor sunt mai importante decât câți vicepremieri sunt sau avem. Oamenii nu sunt interesați de aceste chestiuni, nu interesează la oameni. Asta este treaba lor. Eu știu că nu se poate dragoste cu forța. Asta cu dragoste cu forța în politică, în Callahan Hunor, asta poate că sunteți mai tânăr, așa? Nu se există dragoste cu forța. În politică faci frate, te faci frate și cu dracu. Dragoste cu forța? Păi de cele mai multe ori, domnul Callahan Hunor, dragostea e cu forța. Ia veniți noastră și explicați-mi, dați-mi exemple de niște cupluri care nu fac dragoste cu forța, că eu nu prea știu. Dar adică ce? E lapte și miere? Asta spune, e un mega clișeu ăsta. Păi numai cu forța. Că după 25 de ani, când îi vezi pe la Alice Năstase prin revistă, încep așa. Respectul. Noi cu respectul, ce legătură are? Păi te iubești sau te respecti? Da, nu, respectul este și le dă dreptate, bineînțeles, Alis. E mai important, degetele de la bătucite au 45 de ani de căznicie. Ce dragoste, bineînțeles, numai cu forța. Da, stai acasă, dracului, că dacă nu, asta nu o spui în revistă. Da, deci dragoste cu forța, păi da, în politică, unde mereu a făcut vreodată dragoste altfel decât cu forța? Eu nu știu. Ei întotdeauna s-au dus acolo unde trebuiau să se ducă. Nu avea altă variantă UDMR-ul, de fiecare dată s-a dus la Ciolan,
Da, cu cine a dat mai mult, cine le-a făcut mai multă curte, păi asta nu-i cu forța, nu era o păcăleală, până la urmă. Nu s-au dus niciodată dezinteresat, domnul Kelleher. Asta înseamnă dragoste de la sine. Dezinteresat, necondiționată. L-am iubit, da? L-am iubit chiar dacă n-avea nenorocitul nimic, n-avea nici serviciu, era vai de mama lui, fusese ospătar, dar eu pe el îl iubeam. Nu, dar aia înseamnă dezinteresat. Adică vezi izdale tale, lasă-ne, du-te și fă alianță tot cu tine, dacă vrei. Da, sau cu minoritățile, cu ce-ți trebuie ție. Eu am fost tot timpul la Ciolan, cât s-a putut. Mai au mai ieșit de câteva ori, dar au fost răzbunători după aia. Nu țineți minte că se suceau în 48 de ore, ei și conservatorii. Conservatorii și ei. Asta a fost de fiecare. Cum adică cu forța? Și niște chestiuni. Pentru cine sunt aceste fraze? Că eu nu le înțeleg. Dacă PNL-ul iese de la guvernare, ar putea face o mare alianță de dreapta. Asta e colosală. Deci Ioan Oltean, vicepreședinte al Democrat Liberalilor, ia ascultați, este un text splendid ăsta. L-am cules special pentru cei care ne urmăresc cu gura căscată la această oră. Dacă PNL iese de la guvernare, ar putea face o mare alianță de dreapta cu PDL. Citez acum. Toată lumea care este conștientă și cu picioarele pe pământ, deci doar femeile, realizează că în acest moment singurul partid de dreapta este PDL și că eșichierul politic românesc de dreapta este ocupat în ultimii 3 ani, fără să fiu lipsit de modestie și să exagerez, de PDL. Odată intrat într-o asociere politică cu PSD, partid veritabil de stânga, PNL și-a pierdut toată autentica poziție de dreapta. Nu suntem în prezența niciunei măsuri guvernamentale în ultimii 2 ani care să reprezinte dreapta. Toată politica guvernamentală a USL este una veritabilă de stânga. PNL nu poate în momentul acesta nici măcar în glumă să spună că este un partid de dreapta, a declarat vicepreședintele PDL. Oltean mai susține totodată că PNL trebuie să-și spele păcatele, să intre într-o perioadă de penitență, să facă dovada că îi pare rău pentru ce a făcut. Ce firfirei? Să ceară scuze poporului acesta pentru că l-a mințit și l-a batjocorit în ultimii 3 ani și să încerce să se solidarizeze, dacă poate, cu partidele de dreapta care există pentru a dezvolta o politică de dreapta. Băi, tata, așa ceva, păi asta este de candidatură la betizie umanității. Da? E în cartea cu proști a omenirii. Ce e asta, mă? PSD-ul e partid veritabil de stânga. Spuneți-mi o măsură de stânga a PSD-ului. Corectă, luată pentru oamenii de stânga. Hai că poate găsim câteva. Uite, niște măsuri de stânga ale PSD-ului. Astea sunt. Măsuri de stânga. Ce partid de dreapta, ce termeni ăștia? Ei au fost singuri. Nu existați, mă, acum câteva luni erați la 3%, la 4%, ce PDL-ul mai e partid. Au fugit toți ca potârnichile. Cine mai e? Că nu mai știți voi între voi cine a mai rămas acolo, tată. Ziceți de unul, da, și ăla între timp a plecat și ăsta. Ce PDL, ce rațiuni, ce structuri, ce dreapta. Voi să spuneți mersi că vin ăștia lângă voi, da, voi le dați să le pară rău, să se ducă la preot, da, să se pocăiască, să ducă acolo să spună, vai, am greșit, părinte, da, în izoluar acolo, să stea cu ăla să spună, da, tata, ai păcătuit mult, mai trebuie să te mai rogi mult până să iert. Pauză publicitară și revenim. Prietenii știm de ce. Alo? Nani, nani. Cu toții avem povești memorabile cu Dacia. Începe o nouă poveste cu noua generație Dacia. Răceala nu te lasă să fii tu însăți, ia Modafen. Modafen acționează nu doar asupra simptomelor de răceală și gripă, ci direct asupra cauzei lor, inflamația, pentru ca tu să-ți revii mai rapid.
Modafen, niciodată prea răcită pentru o surpriză frumoasă. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Descoperă Logan MCV acum prin oferta Business Bonus de la 6236 euro plus TVA. Acum un an, Don Cafe era singura cafea din România premiată pentru calitate de Institutul German de Elghe. Acum Don Cafe este singura cafea din România premiată pentru calitate de Institutul German de Elghe. Așa este, ne repetăm. Calitate premiată pentru momentul tău, Don Cafe. Ai mintea plictisită? Atunci pune-o pe gânduri. Vezi un nou sezon din Îți joacă mintea. How would you figure out this problem? I got it. Avem și alte serii noi. Nu-i cum crezi. Well, you might want to stop back a little bit. Și Jocul numerelor. Who says numbers can't be sexy? Distrează-ți mintea pe National Geographic Channel. Good Game Empire. Construiește un castel măreț. Cucerește țări și continente. Domină lumea. Fii o legendă în Good Game Empire. Joacă Good Game Empire acum pe goodgame-empire.ro. Sunt în direct? Bun găsit la buletinul Cristian Tur. Vești bune! Frontul vacanțelor înaintează spre cele mai înstorite destinații. Grecia, Turcia, Bulgaria, Spania și România. Pregătiți bagajele și ochelarii de soare. Va fi fabulos! Trăiește vacanța. Intră pe cristiantur.ro. Începeți o călătorie de descoperire a sistemului nostru solar prin propria dumneavoastră construcție. Părți atent prelucrate sunt gata de asamblare pentru a obține un fascinant obiect de colecție, care vă va demonstra mișcarea planetelor noastre cu acuratețe astronomică, în timp ce broșura vă va ajuta să înțelegeți mai bine universul. Construiți sistemul nostru solar, acum la chioșcuri. Am adăugat vin în aluat? De aceea, covrigei Grand Papa sunt mai fini. Covrigei cu vin, covrigei mai fin, frăgeziți cu vin. Fin înseamnă pentru fiecare altceva, pentru noi înseamnă frăgezit cu vin. Faringo Hot Drink ameliorează rapid simptomele răcelii și gripei. Ești pregătit? Sărută pe cineva total necunoscut. Alege gemenele. Lipește-te atât de multe opțiuni. Acum e rândul tău. Tuborg, open for more. Lumea s-a schimbat. Una din 5 relații începe acum online. Sentimente.ro, cele mai multe întâlniri, relații și căsătorii din România. Intră astăzi pe sentimente.ro. Lays, 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 Lays bagă bani, banii. Ai auzit? Lays dă o valiză de 10.000 de lei pe zi direct la Alarma Pro FM. Ne auzim la telefon. Secretul farmecului meu? Iubirea celor care mă înconjoară. Iubirea te face mai frumoasă, mai strălucitoare. Acesta este și secretul celebrelor creme GeroVital. Specialiștii noștri adaugă în fiecare produs, pe lângă complexul inovativ anti-age GH3, iubirea lor pentru tenul frumos. Datorită formulei GeroVital H3 Anasan, mă simt la fel de bine în pielea mea ca la 20 de ani. Pentru că frumusețea nu are vârstă. GeroVital. Doctor în frumusețe. Avon Palm, care te învăluie în aroma celebrității ca pe o adevărată divă. Avon, tu definești frumusețea. Ca să fii printre românii care se fac auziți de la primele dureri în gât, ia Faringosep. Oprește dezvoltarea bacteriilor, grăbind vindecarea. Faringosep, dă voce românilor din 1963. Biblia, fraților, la Biblie, cum spunea o colegă de-a mea la facultate, că nu învățase nici măcar atâta limba franceză. Deci 5 volume, în total sunt 8. Să știți, dar noi avem hernie de disc și nu ne putem opera în străinătate. Am adus doar 5. 99 de lei face. Trimiteți un SMS cu textul Litera, scris cu majuscule, L-I-T-E-R-A, la 1800, tarif normal. Dacă doamna Oancea Negro n-a plecat înapoi în Franța, poate că va putea să comande, de asta am spus și în franceză,
textul litera, 400 de ilustrații color, 50 de hărți, probabil un pic și despre Nicolae Ceaușescu, că știți, comuniștii erau foarte apropiați de Biblie. Bun, Petre Roman, fraților, cu el aș încheia, un personaj despre care n-am mai vorbit de ani de zile, a fost la Beijing, probabil a mâncat și a băut suficient acolo și le-a făcut o ofertă chinezilor. Veniți, domnule, la noi, dar numai dacă aveți bani, mi-a zis Petre Roman, și știți care sunt condițiile? Românul e generos, a zis, noi nu suntem ca occidentalii, niște lepre. Noi îi primim pe chinezi, că acum e la modă, l-a trimis Ponta. Așa, și zice așa el, Roman. Dacă vin chinezii în România, ca să obțină rezidență permanentă, au nevoie de să investească cel puțin 1 milion de euro sau să creeze 100 de locuri de muncă. În condițiile astea, prefer să mă duc în altă parte. Tovarășul Roman, de ce să vin la noi? Pe duminică seara, fraților, să nu să reluăm interesele unora și altora și să le aruncăm la gunoi. Rămâneți cu bine! Faringo Hot Drink ameliorează rapid simptomele răcelii și gripei. Ești obosită, nu? Ai ochii roșii ca un semafor. Da, o zi grea. Încearcă Afomil. Două picături calmează rapid iritația. E mai bine? Da, și îl poți folosi de câte ori vrei. Mult mai bine cu Afomil. Afomil, de mii de ori mai bine. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de folosire. Acestea sunt medicamente. Citiți cu atenție prospectul. Admiră-i frumusețea, testează-o, apoi ia-o acasă. Noua Toyota Corolla, frumoasă cu un scop precis. Acum începând de la 13.500 euro, TVA inclus. Intră pe vorbește-corolla.ro și află mai multe. La Bila cumperi și ești tot mai câștigător. Până pe 23 februarie îți poți mări bonul de casă cu mere roșii la doar 1,89 lei kilogramul și Deroozon detergent automat 6 kg la numai 29,79 lei. Bila, exact pe gustul meu. Începeți o călătorie de descoperire a sistemului nostru solar prin propria dumneavoastră construcție. Părți atent prelucrate sunt gata de asamblare pentru a obține un fascinant obiect de colecție, care vă va demonstra mișcarea planetelor noastre cu acuratețe astronomică, în timp ce broșura vă va ajuta să înțelegeți mai bine Universul. Construiți sistemul nostru solar, acum la chioșcuri. Întorc hemoroizi. Hemoroizi face bine. Fă-te-mă cutie. Țineți hemoroizi în cutie? Nu mai înțeleg nimic. De fapt, e mult mai ușor. Uite de probleme cu hemoroizi. Acesta este un supliment nutritiv. Citiți cu atenție prospectul. La Flanco primești reduceri de până la 300 de lei pe loc la laptopurile Dell din ofertă. Laptop Dell Inspiron 3521 cu procesor Intel Core i3-3217U, memorie 4 GB la doar 1799,9 lei. Flanco! Îți lipsește încrederea să zâmbești larg și să râzi? Acum poți avea un zâmbet mereu alb și uimitor cu fațetele dentare Luminiei. Sunt extrem de subțiri și sunt realizate din porțelan, păstrând un aspect extrem de natural. Pentru un zâmbet atrăgător, fațetele dentare Luminiei sunt soluția perfectă. Tratamentul este nedureros și se desfășoară în doar două vizite. Luminiei îți redă sănătatea și frumusețea zâmbetului și chipului tău. Nu vei mai dori niciodată să te ascunzi zâmbetul. Obține un zâmbet sănătos, natural și de un alt strălucitor cu viață, cu luminiri. Întreabă de luminiri. Noul Renault Clio. Restart your heart. Beneficiază de oferta dedicată societăților. Renault Business Solutions. O afacere pentru orice afacere. Culoarea pe care părul tău o va iubi. Creată de Schwarzkopf. Nectra Color. Cucerește-ți părul cu intensitatea culorii și strălucirea spectaculoasă. Cu nectar floral și uleiuri botanice. Nutritivă, puternică. Parfum floral divin. Nectra Color. De la Schwarzkopf. Îngrijire profesională a părului. Pentru tine. Dragi ștere mele, pe apă.
Răsuștele mele pe apă cu nița s-au dus. Chiar dacă nu știi, nitrații fac parte din viața copilului tău. În România, conținutul de nitrați al apelor îmbuteliate nu este declarat obligatoriu pe etichetă. Din primăvară vom lupta împreună pentru puritatea tuturor apelor din România. Aqua Carpatica. Cocoșul achită fără griji dările către boieri. Cardul bun de plată îi întorcea lunar 2% din cheltuieli. BCR, mai bine, pentru că putem. Rom Cocos. Doar bomboanele originale Casali au rom veritabil din trestie de zahăr. Sunt în direct? Bun găsit la buletinul Cristian Tur. Vești bune! Frontul vacanțelor înaintează spre cele mai însorite destinații. Grecia, Turcia, Bulgaria, Spania și România. Pregătiți bagajele și ochelarii de soare. Va fi fabulos! Trăiește vacanța. Intră pe cristiantur.ro. Când nivelul de magneziu din organism scade, apar stările de agitație și oboseală. Când iei magneziu, nu doar cantitatea contează, ci și cum se absorbe. Citratul de magneziu din Magne B6 Premium este o formă de magneziu foarte bine absorbită de organism, prevenind și tratând eficient deficitul de magneziu. Magne B6 Premium. Pentru succes, fără stres. Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Good game, Empire. Construiește un castel măreț. Cucerește țări. Dacă se întâmplă și acum, se lage, a fost acolo. Coman revine de la margine. Alexandru Coman. Selagia este la punghiere. Întârzi acesta până apare Daniel Pancu. Selagia îi mitică. Face semn lui Coman să trimită către fundaș și înapoi. Ionuț Voicu. Faultează Toman. Spre nemulțumirea suporterilor rapidiști. Aproximativ 500 au venit la acest meci nou, încăput toți în sectorul rezervat galeriei oaspeților. Au mai rămas și în afara arenei. Puțin peste 1000 de locuri este capacitatea stadionului, tribunelor stadionului Aerostar. Claudiu Tudor pasă către Predoiu, liber în dreapta Dumitriu, să vedem centrarea acestuia. Încearcă elevii lui Viorel Tănase să pună probleme rapidiștilor. Vor să ajungă cât mai repede la poartă gazdele. Șchiopu și repun gazdele. Thank you.
iată, îi atrage acestuia atenția. Și partida se reia în acest moment. Balonul în posesia oaspeților. Au încercat rapidiștii o combinație. În afara suprafeței de joc. Și se încing ușor spiritele, se mai încălzesc și suporterii, 2 grade la această oră în Bacău. Iată reluarea duelului dintre Voicu și Luncanu. Da, se întâmplă la fel. E nimic, ești din comun. Reușește Dică să respingă. Iată-l pe Hurtubei într-o poziție bună. Intră în centru, poziție de șut pentru Hurtubei. Peste poartă. Nu e foarte ușor să șutezi de la distanță pe o astfel de suprafață și asta îmi spunea și Daniel Pancu înaintea partidei. Daniel Pancu, specialist al loviturilor libere de la distanță, spunea că e foarte moale suprafața de joc și nu poate imprima forță unui șut de la distanță. Lovitură liberă pentru Oaspeț, Ciolac a fost faultat de Lozneanu. Daniel Pancu, iată, încearcă oare de la această distanță, 40 de metri. Interesant de văzut și tocmai ce vorbeam despre cât de greu e să șutezi de la distanță în aceste condiții. Își verifică Pancune ghetele. Și Daniel Pancu, da, a avut dreptate, nu s-a înșelat Daniel Pancu, e greu să șutezi de la distanță în astfel de condiții. Resping Băcăuanii. De finalul primei reprize. Voicu încearcă Doman să facă spectacol. Fault în favoarea Gazelor. Se descurcă bine Sândulescu acolo. Minge acum la Ciolacu. Doman încearcă să centreze. Luftează fundașii Băcăuani. Emil Dică a încercat o pasă decisivă către Martin. Predoi, pietătuierul cu Coman, Miron, Claudiu Tudor și balonul ajunge la Emil Dică. A ridicat acesta privire, a căutat un coechipier de marcat. Daniel Pancu pasează în stânga către Voicu. Reușește centrarea Voicu, însă este Lozneanu acolo și respinge, nu foarte departe. Acum Claudiu Tudor pune mingea jos. Nu se înțeleg Rusu și Predoiu. Pancu, Ionuț Voicu. Doman. Selagea la 20 de metri de poartă. Coman trimite către Martin. Nu reușește acesta din urmă să păstreze mingea în fața de joc. A
aproximativ 10 minute până la pauză. Meci echilibrat aici în Bacău între Sport Club și Rapid București. Dacă ar fi să ne uităm pe clasamentele momentului play-off, respectiv play-out, se întâlnesc liderii celor două clasamente. Rapidiștii sunt pe primul loc într-un clasament făcut între primele șase formații din ierarhie, în timp ce Băcăuanii sunt lideri în clasamentul făcut între ultimele șase echipe. Din nou apelează giureștenii la pase în propria jumătate de teren. O sesie mai bună favoarea pentru oaspeți în aceste momente. Emil Dică l-a văzut pe Martin. Transfer important pentru giureșteni, Emil Dică. A fost la Ceahlăul, Piatra Neamță acesta în prima ligă. Iată Martin în poziție bună, posibilitate de centrare. Reușește acest lucru, însă nu este niciun coechipier acolo. Mingea a traversat suprafața de pedeapsă a gazdelor, însă a dictat lovitură liberă în favoarea gazdelor. Urcă, încearcă pasa spre Urdubei sau Bredoiu. A ajuns mingea la Giuleșteni. Doman întoarce spre Daniel Pancu, se repliază bine. Băcăuanii din nou nu se înțeleg jucătorii echipei gazde. Ionuț Boicu a intrat în jumătate de teren adversă și reiau giuleștenii pasele succesive în propria jumătate. Emil Dică, omul pe la care au trecut majoritatea balanilor, da, nici vorbă de fault la acest duel între Emil Dică și Claudiu Tudor. Mingea revine la Băcăuan, care greșește în fața lui Martin. Coman este liber pe Doman. Combinație între giureșteni. Emil Dică, poziție de șut. Dribling reușit. Păstrează Dică balonul. Offside. Nu. Incredibil. Este gol. Ce s-a întâmplat la această fază? Asistentul a ridicat fanionul. Jucătorii gazdelor sunt în preajma arbitrului Feșnic. De revăzut, iată faza întreagă cu Dică. Driblează la 20 de metri de poartă. Șutează în Doman. De la acesta a fost pasă de la adversar. A fost pasă de la adversar. Și iată autogol. Autogolul înscris de Burcă. Este întrerupt meciul în aceste momente. Iată, revedeți faza. Da, este pasă de la adversar, doamnelor și domnilor. Vedeți sau? Același,
Același burcă, să știți că, că a trimis. Și tot el, minge de viață de Toman, și este 1-0 pentru Rapid București, doamnelor. Ce gol, ce gol, ce gol ciudat. Autogol burcă. Așadar, din minutul 41, Rapid București conduce în disputa cu Sport Club Bacău, grație unui gol marcat de Burcă în propria poartă. Da, de remarcat faptul că arbitrul Veșnic a văzut foarte bine faza, deși asistentul ridicase fanionul, Veșnic a văzut că pasa venise de la un adversar, de la un popoan. Deci gol corect acordat, fapt autogol. Și Rapidul este la conducere în acest moment. Giuleștenii au 31 de puncte, își consolidează poziția în fruntea ierarhiei. Replica gazelor, minge ajunge la Hurdubăi, în partea stângă, poziție de centrare pentru acesta, ajunge, minge la Predoiu, se întoarce, șut peste poarta atacantului Băcuvanilor, poate avea și alte variante, alte opțiuni pentru continuarea acestei faze. Predoiu, iată reluarea acestei ocazii, ajunge cu noroc, minge la Predoiu, da, dificilă și pretențioasă în același timp încercarea sa. Cu 2 minute va fi prelungită această primă repriză. Băcăuani în atac, pierd balonul pentru moment, ajunge mingea la Hurdubăi, pătrunde acesta pe partea stângă, reușește centrarea, din nou Predoiu reușește să reia Predoiu spre poartă. Și iată replica Băcăuanilor, nu s-a lăsat mult așteptat, 2 ocazii bune de a egala în doar câteva secunde. Rapidul a încercat prin Toman să pună în pericol defensiva gazelor, Lucanu s-a apărat bine, trimite către același Predoiu. Care părăsește suprafața de joc. Așadar, din minutul 41, după cronometrul meu, Rapid conduce în partida cu Sport Club Bacău. S-a marcat și pe celelalte stadioane în seria 1. Farul conduce în continuare la Brăila cu 1-0. E 0-0 între FC Clinceni și CSM Iași. ACS Berceni, CFR Suceava e 2-1. 0-0 în continuare între Dunărea Galați și Unirea Slobozia. În seria a doua, FC Universitatea nu s-a prezentat la meciul cu FC Olt. Așteaptă decizia federației în privința rezultatului meciului a comisiilor federației. PC Bihor Gloria Bistrița este 0-0, același rezultat și în alte 2 partide. CSM Râmnicu Vâlcea, CSM Ioveni, Minerul Mutru, Metalul Reșița. Olimpia Satu Mare conduce cu 1-0 pe UTA. Și de la ora 17 în direct la TVR1, CSE Universitatea Craiova, ASEA Târgu Mureș. Este pauză aici în Bacău, în întâlnirea dintre Sport Club și Rapid București. 1-0 pentru ciuleșteni. Nu am de ce comenta gazdele, goluri a fost marcat în condiții regulamentare. Dăm legătura în studio, revenim după aproximativ 12 minute cu repriza a doua întâlnirii dintre Sport Club Bacău și Rapid.
competiție a sporturilor de iarnă. La Râșnov, Cupa Mondială de Sărituri cu Schiurile aduce la staff campioana olimpică și cele mai bune sportive ale lumii. Zboară peste recorduri! Martie, soare, muzică, vedete și, în plus, aer de munte. Fii alături de noi la Brașov, Teatrul SIC Alexandrescu, renovat, modernizat și pregătit de întâlnirea cu publicul, amintindu-ne de prima ediție a Cerbului de Aur. Muzica va fi adusă pe scenă atât de artiști care au strălucit pe scena Cerbului, cât și de cei 12 finaliști ai selecției naționale Eurovision. Nu pierde schimbarea anotimpului. Primăvara vine la TVR.